Vă salut cu drag și bun găsit la un nou episod al experiențelor personale cu Dumnezeu. Eram cu Pavel, furcam podul de la Pipera și m-a sunat soția să-mi spună că peste David, care se afla în cărucior, a căzut o doamnă care s-a împiedicat atunci când a stat la rând să plătească ceva la casierie într-un magazin. Și în cele din urmă mi-a spus că nu s-a întâmplat nimic, David n-a fost vătămat, și în momentul ăla văd un echipaj de poliție chiar la piciorul podului. Și am redus instinctiv sub imboldul veștii proaste. Acum eu sunt orientat să împlinesc legile de circulație, și. Totuși, există o lege pe care o încălcăm des cei mai mulți dintre noi, șoferii, depășirea limitei de viteză. Nu aveam mare viteză până în 70, dar și așa cu radarul pus urma ia o amendă destul de consistentă. Și am zis, uite cum Dumnezeu m-a păzit fix aici. Într-o duminică după amiază i-am spus lui Pavel să vină cu mine la Snagov să cântăm, să predicăm ca în tinerețe. Și mi-a spus că are un examen, pentru care trebuie să se mai pregătească. Și atunci i-am spus, Dumnezeu îți va purta de grijă, vino și vei vedea că El te va călăuzi la examenul de mâine. Și până în acest moment avusese câteva examene la care n-a luat note promițătoare. A început totul de la zero și serviciu și facultatea și a fost foarte greu să recupereze cea, pierdut în ăștia 20 de ani de Italia dar Dumnezeu l-a ajutat și luni dimineața m-a sunat și mi-a spus că a luat 10, zic mai trebuia să vii <laughs> zic uite Dumnezeu ți-a demonstrat lucrul acesta, acum el slujește în biserica în care a ajuns dar voiam ca să susțin uh, latura aceasta a slujirii în viața lui uh, chiar dacă este greu să nu uh, neglijeze acest aspect al slujirii. Mi-am adus aminte zilele trecute de o experiență pe care am avut-o în Italia. Cu greu Anca m-a urmat uh, acolo, de la bine la rău a fost uh, din punct de vedere financiar și parțial și social. Și mereu îmi spunea Anca, uite, m-ai adus aici la roabă, mi-am sclintit degetul, că am mers la cules de vie pentru puțin timp ce ai drept, dar trebuia să ne întreținem cumva pe lângă serviciul meu care era plătit destul de prost și încercam să îi îndeplinesc toate dorințele pe cât posibil să îi fie cât mai plăcută și de rea în Italia pentru că am crezut că Dumnezeu m-a chemat pentru scurt timp acolo. Și într-o seară îmi spune, uite Adi, aș vrea ca după biserică să mergem undeva să mănânc mămăligă cu crânați. Și asta să fie din România. Zic, unde să mergem? Că era un magazin în Verona cu produse românești, dar până mergeam, până pregăteam. Și după biserică cineva ne-a invitat la masă unde exact asta am servit. Și am zis, Doamne, cum îmi porți tu de grijă ca să mă pot ocupa de Anca așa cu minuțiozitate. Când Arisa era mică și eram într-un bazin de not, încercam să-i dau primele lecții, Arisa îmi spunea, tati, încurajează-mă, hai că poți! Arisa mă încuraja ca să încurajez eu la rândul meu. Așa a făcut și Dumnezeu, m-a încurajat ca să o pot încuraja pe Anca să accepte atunci că a fost voia Domnului să mergem pentru acel timp și într-adevăr Dumnezeu ne-a călăuzit într-un mod minunat. Acesta este secretul viețuirii cu Dumnezeu, încrederea în Dumnezeu. Odată ce cunoști puterea Lui și totodată intenția Lui, stai liniștit. Și te bucur de bunătatea lui Dumnezeu pentru fiecare zi. Numai bine Dumnezeu să vă însoțească în toate.